Voluntariul chiar vrea în Europa. Pe locul 3 în România, echipa lui Tamaș a adus un fotbalist de la Parma și încearcă să-l convingă și pe Arlauskis să vină la Voluntari. Tamaș l-a cunoscut în aeroport pe atacantul ivorian pe care Voluntar l-a adus de la Parma. De Voluntari, j'ai un peu sur Google, j'ai vu que c'est une ville qui est à côté de Bucarest, qui est la capitale. Atacantul venit la Voluntar s-a antrenat la Parma cu Man și Mihailă. Nu sunt singurii români pe care îi știe. L'atacant là, qui a joué à l'Inter, Mutu, et à l'autre, comment s'appelle, Agui. La 38 de ani, Tamaș a pierdut numărul cantonamentelor. Voluntari vrea să se bată la titlu și pregătește finalul de campionat în Turcia. Moldoveanul de la Voluntari, Vadim Rață, sărbătorește pe drum Crăciunul pe rit vechi. Da, e puțin ciudat. Noi cu familia și cu părinții, bunei, de obicei sărbătoream pe data de 7. Astăzi sunt în aeroport. Asta e viața noastră, trebuie să acceptăm. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.